dragii mei, vă salut! Toate că suntem în august, după cum puteți vedea, am primit foarte, foarte multe produse. A venit Moș Crăciun în vară pentru mine. Am foarte multe produse de la Rich Monkey și bineînțeles că m-am gândit să vi le prezint și vouă și să vedem cu toții cum ne pot ajuta aceste produse, ce noutăți mai sunt la Rich Monkey și bineînțeles să vă prezint exact și funcționalitatea. Haideți să nu mai pierdem timpul și să începem exact să vă prezentăm aceste produse. M-am gândit pentru început să începem cu gălețile de la Rich Monkey. Gălețile de la Rich Monkey sunt în două variante de dimensiuni. Una, cea mică, de 17 litri. Haideți să vă și arăt. Vedem exact cum arată. Aceste găleți sunt modulare. Ce înseamnă modulare? Păi, da? Deci asta este găleata de 17 litri. O vedeți? Dau frumos capacul la o parte. În interior avem aceste două cutii. În aceste două cutii noi putem să ne punem ulesuri, accesorii și așa mai departe. Dar haideți să și desfacem una să vedem cum arată. Ok. Da, deci cam așa arată cutia. Cam așa se închide etanșul, foarte frumos. Deocamdată o pun aici, o desfac și pe cea de-a doua. Ia să vedem frumos, dăm folia la o parte. Iau și capacul de la etanș și pe bineînțeles că și asta arată exact la fel în interior, deci nu e cu nimic diferit. Da? Și acum, ia uitați, aceste două cutii le vom pune exact aici. Sper că se vede foarte bine. Da? Deci asta înseamnă practic sistemul bucket de la Rich Monkey modular. Da? Fiecare găleată, indiferent că e vorba de varianta de 17 litri, adică asta care e la mine în mână, sau că vorbim de cea XL de 30 de litri, fiecare găleată vine cu acest sistem modular de care noi ne putem ajuta foarte bine atunci când suntem pe bancă. Da? Deci cam asta arată. Să vedem și capacul. Haideți să-i fac un loc aici să nu facem mizerie pe jos. O punem aici frumos folia și să vedem cum se închide această găleată după ce am pus capacul. Se întanșează perfect. Deci asta este varianta normală, varianta de 17 litri. Uitați și logo, să nu vă păcălesc. Rich Monkey. Ok, o punem pe aceasta deoparte și acum să trecem la varianta XL. Da, deci să trecem la varianta mare, varianta de 30 de litri, varianta XL. Deci, dragii mei, asta este varianta bucket, modular bucket XL de la Rich Monkey. Haideți să vedem ce are așa asta, dacă are vreun secret ascuns pe aici, capacul. Și din nou, bineînțeles, cele două cutii modulare. Doar că, bineînțeles, sunt ca și dimensiune mai mari decât cele de la varianta standard de 17 litri. A doua
și aici să vedem dacă se potrivesc. Cum să nu se potrivesc, ar fi culmea. Da, vedeți, ca și la varianta normală și la varianta pixel, aceste două cutii se îmbină perfect ca un puzzle în această găleată mare. Să punem și capacul, să vedem. O chestie foarte importantă, pe care nu v-am zis-o la varianta standard. Imediat vă arăt. A, apropo, ca să puteți să dați jos capacul, vedeți că exact cum sunt și la gălețile normale de orice fel, aveți o variantă aici cu un spațiu în care vă puteți băga degețelele ca să puteți deschide capacul, deci să nu fiți nevoiți să trageți, să vă prindeți unghiile pe acolo sau mai știu eu ce. Așa, după cum vă ziceam. Și varianta XL de 30 de litri și varianta aceea pe care tocmai v-am prezentat-o standard au pe lateral aici și aici, deci doar în zona în care nu acționează mânerul, da? Aici ar fi culmea să avem că trebuie să fie și punctul de sprijin de pârghie al mânerului. Deci aici și aici, aici și aici. Avem niște rosturi, după cum puteți vedea, niște spații, care cum ne ajută acestea? După cum puteți vedea, lateralele acestor cutii, aici, prezintă o zonă care, dacă vă uitați atent, arată ca un mic buzunar. Da? Și pe parte și pe alta. E, cu aceste cutii putem veni noi și le putem adăuga pe partea laterală, da? În același timp, ambele cutii. Da, uitați acum cât de frumos arată. Da? Și bineînțeles că dacă aveți o a doua găleată modulară, puteți să adăugați acestea în interior și să aveți în cazul ăsta 4 asemenea cutii, două să le puneți în exterior și două să le puneți în interior. Și acum să punem și capacul să vedem cum ar arăta capacul pus. Da? Ia uitați. Cred că din pozele de pe internet vă e mult mai cunoscut acum găleata asta modulară. Vedeți cum arată. Da. Deci cam asta este sistemul Ridge Monkey Modular Bucket. Da. Din nou, o să dau eu capul de jos. O să-mi pun eu frumos cutiile în interior. Vedeți ce ușor este, adică fără niciun fel de probleme, fără niciun fel de... Nu trebuie să vă chinuiți, să prindeți găleata, cutia de găleată foarte, foarte greu, adică e ceva extrem de simplu. Frumos la locul ei, i-am pus capacul. Și din nou, găleata modulară este gata de acțiune.